Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Boștinaru, din partea Parlamentului European. Domnule Bala, distinși colegi, vreau să discut unele dintre chestiunile prezentate în această dimineață, care sunt cu deosebit de importante, și vreau să salut discursul domnului prim-ministru Orban. Nu facem parte din aceeași familie politică, însă suntem de acord cu extinderea în Balcanii de Vest. Și suntem foarte aproape astăzi. Europa se confruntă cu două probleme. Această oboseală a extinderii în vest și sentimentul de așteptare care există în această regiune. Să nu uităm că pacea nu trebuie luată ca ceva ce ni se cuvine de la sine. Nu este un lucru pe care nu riscăm să-l mai pierdem niciodată. De aceea trebuie să acționăm acum. Vreau să menționez două probleme cheie. În primul rând, necesitatea urgentă de consens politic între toate partidele politice cu privire la procesul de extindere în Balcanii de Vest. Există o lecție foarte importantă pe care am învățat-o din procesul de extindere cu Europa Centrală și de Est, și anume că trebuie să existe sprijin bipartizan pentru acest proces. Astăzi există atitudini politice foarte controversate, atitudini de confruntare între partidele acestea în Balcanii de Vest și ele nu duc la nimic bun. Așa că apelul meu și mesajul către dumneavoastră este să găsiți un consens în această chestiune de interes național și strategic, integrarea. Trebuie să privim și în spate pentru a vedea ce lecții am dedus din aderarea Bulgariei și României. Este necesar să existe reforme administrative dacă procesul de extindere e să aibă loc. De ce? Pentru că fără o reformă administrativă semnificativă, țările dumneavoastră nu vor putea să absoarbă fondurile europene, nici cele de preaderare, nici de postaderare. Acestea reprezintă probabil singurul motor pe care îl veți avea la dispoziție în această lungă perioadă de aderare. Haideți să începem acum și nu uitați acest obiectiv foarte important pe care îl aveți în față. Și în fine, ce pot face partidele politice din Balcani? Cred că este foarte important să decuplăm chestiunile politice de chestiunile de afaceri pe de altă parte. Să nu existe relații nepotrivite între partidele politice și mediul de afaceri, adică finanțările campaniilor electorale și așa mai departe. Acestea nu și-au locul în Europa. Atunci când banii se apropie de factorii de decizie, știm că lucrurile riscă să ia un aer neplăcut. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Boștinaru a spus despre rolul familiilor politice și partidelor politice. Și vreau să fie foarte clar acest punct. În Balcani, în contextul Balcanilor și în alte contexte, se întâmplă următoarele. Unele forțe politice pun la îndoială legitimitatea Parlamentului. Și aceasta e o problemă. Trebuie să fim cinstiți. Cu toții suntem pentru democrație și pluripartism. Da, și eu sunt așa, îmi place această dezbatere. Însă, atunci când mergem într-o țară și și ni se spune guvernul nu respectă libertatea presei, guvernul are problema asta și asta, însă guvernul ne spune despre opoziție, că opoziția e cea vinovată, și atunci ne confruntăm cu niște probleme. Dacă membrii Parlamentului European, membrii Parlamentului Național vor să sprijine extinderea, atunci vă sugerez următoarele. Să creșteți nivelul de cooperare între familiile politice din parlamentele dumneavoastră, astfel încât să putem să creăm o cultură democratică în ceea ce privește guvernarea, să avem niște democrații mai active, dar stabile. De aceea am insistat că e nevoie să promovăm o cultură a consensului și a compromisului.
Nu trebuie să compromitem discuțiile care există și dezbaterile, însă e nevoie de consolidarea statului de drept. Cred că această misiune e una foarte importantă pentru dumneavoastră, ca politicieni. Cum am spus și înainte, extinderea nu e un proces birocratic. E vorba de o transformare, o transformare spre niște societăți și economii deschise. Cred că asta putem să facem noi acum. Și din punct de vedere al Comisiei, vom încerca să menținem toate aceste aspecte pe ordinea de zi.